Aduceți o pungă, mireu! Mi-e frig! Aduceți un ogheal! Unde suntem, Jenea, Sergiu? Idee n-am! Poate ne merit în rai? Da, tu tolba, ești așa interesant. La fetele unde-s? Nici nu știu. Ia-mi gurile! Nu sunteți aici la cinema! Chideți vă gurile și tășeți! Toată noaptea am spălat de urma voastră și anuieca. Trebuie să speli. Măi. Dar unde suntem? Cum unde sunteți? Ce ați mâncat ieri? Nu vă țineți minte? Nu. Sunteți în spital și închideți gurile. Hai să nu faci gălăgii, nu sunteți la mama acasă. Băieți, hai să ne amintim ce s-a întâmplat. Cum am ajuns aici? Ce s-a întâmplat? Nu știu, dar eu țin minte dulciurile și fetele și gata. Eu țin minte atunci era ziua de naștere lui Cristina. Da. Mi-am adus aminte și eu. Și ce mai departe? Nu știu, ce am mâncat noi? Dulciuri am mâncat. Fetele au lăsat dulciurile pe masă și au plecat, ții minte? Da, și noi le-am mâncat pe toate. Da. Nu mai pot, Sergiu. Nu vreau la mama. Mâncare. Și nu știi ce ați mâncat voi? Ia că mâncați sănătoasă. Hai că așa vrem o bămâță. Așa. Și ne-a vrut până cuunt. Iacă. Poftim, băieți. Hai, țâni că acasă nu-ți hrănești, mai gine. Ia, vă dășă, să uit. Hai, mâncați ca să vă treacă burtile și mai vezi voi acolo. Hai, băițeli. Știi și e? Nu ești la tine acasă aici, hai. Care gustos. Păi, dar păi bun, băieți. O spune ei ne place. Păi, cum îți place? Unțul nu-i întins, pe cârnaț nu-i pus, chești fără legume, stafidi. Și gustos ești. Nu știu, ei ne place. Dar nici, Leoș. Da, mănâncă și pe mine. Da, dar nu. Și de bună. Ai, poftă mai ai. O, ia țin-o, leacă, țin-o. Eu tot vreau la vișiu, țin-o. Jenea, așteaptă-mă pe mine. Bună ziua, flăcăilor! Cum? Ați mâncat dulce? Marcica! Deschide fereastra și aerisește salonul! Mă ustură ochii! Acum mă simt mai bine. Hai mai repede! Da, și eu sunt miros cu gazele astea, sunt miros eu? Și nu știi și prostii mănâncă și vin aici și îi dor atâta și atâta și atâta. Hai, mai puțin în vorbă.
Cum te simți, Serioja? Parcă... Terminăm vorba, băieți! Cum te simți tu? Vine, ia deschide gurița. A? A, arată limba. Limba arată. Eu sunt mai bine. Deschide gura. Vai de mine, vai de mine, eu chiar nu știu. Cât ați mâncat voi, băieți, ieri? Cât? Analizele sunt foarte rele, băieți. Starea voastră este critică. Fără injecții, nu o să ieșiți voi. Și încă niște investigații trebuie să facem. Sergio, deci ție o să-i spălăm stomacul. Eugen, clizmă. Alex! Ai mâncat dulciuri? Pe curătoare lui Alex o să-i facem, dar oricum, băieți, fără injecție, nu scapă niciunul. Sergio să fie primul. Marcica, adu soluția! Vin! Da, doamna doctor. Am zis lui Sergio primul. Hai, aha, Sergio. Da, păi iau și cu dânsul. Doarme. Leșunat. Nu, doarme. Da. Deci, dacă doarme, Sergio să-i pune un pic mai târziu, acum lui Eugen, hai. Cum lui Eugen? Dar cum? Gurița, plis cu mic! Hai, cu unul ne-am lămurit. Auzi, Marcic, fug! Cred că noi așa cazuri n-am mai avut. Așa m-a s-o trezat. Hai, pune mâini! Hai! Iar, o adormit. Hai, treci la loc, ți-am pus de acum. Doamne, doar, să mai trei cu injecții. Hai. Mă doar. Fii sănătos. Dați mâncat, nu vă doar, vă doar. O, nici nu pot sta. Următor, bucă în sus. Așa, ăsta e mai mic, punem doza mai mică. Hai, băițele, tine să ținem sau dai buca singur? Nu-mi puneți, mă simt bine. Gata, am pus, băietul, fricosul. Mă da... Gata? Doamna doctor, Sergiu s-a trezit! Hei, fiecare aici, intrați! Hei, salut, băieții noștri! V-am găsit! Ce cu voi, mă? Răilor! Bă, fetelor, mai n-am murit, mie mai să fac operație. Da, și mie mi-a pus așa o injecție. Dar eu nici nu m-am temut, nici nu m-am mișcat. Cum stat așa și-am stat? What? Da, mie trei injecții mi-au pus și una cu caplu, înțelegeți? Cu caplu? Cred că pe curătoare le-au pus. Las că a meritat. E tot timp exagerează. Hai băieți de amunul mare, bunul și acolo, ac așa? Ho, ho, ho. Sincer, fietelor! Voi n-aveți idei și fel de mâncare aiure aici, nici nu poți să mănânci. Da. Cum dacă ai mâncat-o tot? E și cu tine, a s-a dus ceva de mâncare. E cum nu v-am adus? Am pus mult la mână și mi-am cumpărat fructe. Numai asta se dă voie în spital. Uite ce bine s-a aranjat aici. Uite, acum sunt testările, dar e aici, stau. Aș vrea și eu aici. Parcă la sanatoriu, e? Care fructe, fetelor, măcar o bucățică de dulci. Sanatoriu? Asta e sanatoriu? Voi vă închipuiți, noi prin câte am trecut și am tras noi aici? Eu mai bine scriu 10 testări decât stau aici. Dacă nu vreți, vă luăm noi. Hai, vedem.
Hai, fetelor, ia că le aduci fructe și nu te strâng mai bine stau eu aici. Stați, fetelor! O, fetelor, plecați, stați! Măcar ceva dulce, aduceți! Cât de puțin, măcar ceva! O bucățică! O bucățică! Nu! Stai jos? Serios, nu mai făcut prima dată. Așa tare, așa tare. Așa tare, doamne. V-ați gândit că eu, nu știu, nu ne-am zis nimic în cap. Nu am nicio idee. Fetelor, dar ieri ați observat când ieșeam noi din spital, a venit urgența și ducea un bolnav, da, și nimeni nu a verificat nimic. Păi, dar noi cum să-l ducem și cum să facem un bolnav? Trebuie să aducem un om sau cum? Nu, ce zici să facem un om din dulciuri? Asta cum? Haideți, hai să încercăm. Așa. Așa. Și așa. Capul? Perucă. Perucă. Așa. Pune acolo. Dar dă mai întâi să împlim. Împlim, da. Hai să facem mâinile. Și mâna dreaptă. Da. Așa. Super. Super. Și mâna stângă. Așa. Oh, oh, oh. Dulcișor și-a spat pe ei. Așa. Înflățel? Să nu se îndrăgostească ei de ea. Aha. Uite, fetelor, că ne-au mai rămas. Ce facem cu ele? Hai, mai băgați-le în buzunar. În buzunar. Hai, Sofia. Care are, dar care n-are. Vedem. Așa. Fetelor, de făcut l-am făcut frumos. Dar cum îl dușim? Haideți să fim medici. Și o să strigăm la o parte, la o parte, la o parte. Bolnav, bolnav. Hai, idei, Sofia. Fetelor, acum tu la cap, Ina, eu la picioare. Sofia, tu medic ai să fii înainte așa, spui la o parte. Ina, nu ne opri. Bine? Și mergem. Picioarele înainte sau cu capul? Cu capul. Ei, hai cu capul tu plin. Prima înseamnă că așa, la o parte, dă-i tot zi bolnav. Bravo. Sper să avem noroc. Hai. Să mergem. Să mergem. La o parte, la o parte, grafuna! La o parte, la o parte, la o parte. Stop! Ce căutați aici? Cine e persoana asta? Domnule, acest pacient are un virus foarte grav. Virus? A scăpat, fetelor. Nici nu-mi vine să cred. Nu degeaba ne-am chinuit noi. Păi aici cât cheltuiam. Hai, ne-am pornit. Hai, 1, 2, 3. Mm.
Asta cine-i, fetelor? Tu cine-i că seamănă cu... profanastă? De istorie! Da, profanastă. Da. Și, ies cineva acolo, ia să fie duși vid. Ia vezi acolo. Ies cineva. Nu-i nimeni, dezguliți! Să-l dezgolească? Poate nu trebuie, fetelor! Noi nu vrem să vedem asta! E, dacă nu vreți... Atunci o să le mâncăm noi! Strani! Nu, noi asta vrem! Da, asta nu vrem! He, atunci luați-le, băieți! Luați-le, poftim! I know I like it, this thing, the way that you amaze me, but I'm scared. Ha, 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 uite, dragule, am adus cât ne-am chinuit noi, du-ți să te ieși ciocolatele înapoi. E, să le arătăm noi lor. Spuțâi! Cine am adus? E, ciocolatele? Da, toate, du-le, dă-le, așa, la tot, tot, nicu' nu lăsa. Adnic, așa, pune-le aici. Fietilor, voi aveți un pic de soviste, de rușine. Asta voi n-aveți rușine. Noi atât de mult ne-am dorit dulciurile acestea. Atât v-am așteptat pe voi. Apși, spuțâni, da? Na! A? Пацани, да? Пацани, да, пацани! Остаться еще в луже! Да! На, пацани! Дуйте, на! А? Вау, фетило! Шо ты пульти? Это пентру мой! Да, ты пентру мой! Скузаться-не, кану вам о причинах, Фетелор. Да, скузаться-не, по-ропному скузаться-не. Да. Уцумим, Фетелор. Да. Сунтец черной пуль. Сунтец фарти, браво. Мэнкац. Сатураться вам. Кредка, ну и пацана оста. Сиди мути. Mulțumesc! Iată mulțumirea! Cât chin! Și învârtesc nasul! Nu le place! Și cât cheltuia, și inventează idei mai originale, cum să treci, da. De-i dorm. Fetelor, da ne-i nu și ne-i rău. Mărătorim urtă. Ina, ți-ai ghele? Ce căutați aici? Cine? Cine pe jos? Mă! Următorul? Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua, vă ascult! Domnule doctor, am o problemă. Vreau transplant la barbă. Bărbații adevărați au barbă deasă, dar la mine vedeți cum e. Noi toți bărbați. Mhm. Se vede. Ia loc, patul numărul 1. Aha, bun, bun. Barbă, patul numărul 1. Așa. 1, 2, 3, 1. Aha, 1. Următorul.
Bună ziua, domn doctor. La mine este așa o problemă. Aș vrea să schimbați puțin urechile, că sunt cam mici și nu au complimentele care mi-l spune lumea, că eu știu că sunt frumos și puteți să mi le măriți puțin. Vă rog frumos. Ia loc pe patul 2. O, mulțumesc, domn doctor, mulțumesc, mulțumesc. Urechi, patul 2. O, noroc, Serj. Noroc. Știu, ești aici? Nu. Și 1, 2, 2. Cred că e aici. O! Următorul. Bună ziua, domnul doctor. Eu vreau să-mi fac fundul. Poftim? Toți îmi zic că sunt plată ca apa din izvor și eu vreau să-mi faceți fundul. Ce să-ți fac? Fundul! Am înțeles. Du-te și ia loc pe patul 5. Domnule doctor, vă rog frumos, mai mare și mai calitativ. Oh my God! Salut, băieți! Salut! Cinci. Fund, patul, numărul 5. Bună ziua, domnul doctor! Bună ziua, vă ascult! Domnule doctor, eu am nevoie de o operație la nasul cu ăsta amititel, că tăți mai fac cartof și vreau așa mai țuguiet, mai elegant, mai expresiv. Da, da, înțeleg, luați loc, patul numărul 6. Și chiar să vă șez, mulțumesc, mulțumesc! Nasul, patul numărul 6. Bună ziua! Oh, bună ziua! Acesta e șase, trebuie să fie ultimul. Intrați, vă rog! Bună ziua, domnule doctor! Vreau să mă ajutați! Vă ascult! Vreau mușchi mai mari să atrag mai multe fete! Nu ești primul! Așează-te pe patul numărul 4! Mulțumesc, domnule doctor! Mușchi, patul numărul 4! Următorul. Bună ziua, domnule doctor. Eu vreau buze mari. Buze mari? Da, acum este la modă. Am înțeles. Patul numărul 3. Bine. Яка не интересант, салону и плин. Чи тец ла уреки камени? Оф, я а креск тец ла нас. Та ще но еще сентем диферинц? Кредка, ну что? Я а креск тец ла уреки, да до папу манцелек сентем диферинц. Я луна трекута мям факут урекеле. Видец лям скуртат ум пик, я роша лунжин сус. Акума венит барба сум ён десеск. Ха, я а венит сум мрезк мушки. Ei bine, eu buzele. Eu deja mi-am corectat tot. Deja sunt ideală. Mi-a mai rămas încă ceva să corectez. Și încă ceva? Hai spune. Spune, poate și eu mă decid. Ție sigur nu-ți trebuie. Tășeți către doctor. E ultima operație mea, domnul doctor, sunt gata. Sunt gata, domnule doctor. Papa, năsocul meu. Thank you.
свой ковряй фонд. Что? Что вы мне? Да тут и того кофозы. Бузы. Бузы, аж заказай. Щину грез будете ты. Чисто. Бузы? Доктор, он гуркат, нет. Це фагоно. На, ой, ти што, ой, ти што, ладі. Ще смагуй. Лафон до тебе. Йо. Йо. Марія, як тут. Бувай. Щин сам наста. Бувай. І я даю змашу, ну. Сну, вад в ними. Тащ. Чеку з гуму тіля й чистя. Що, мать, ти зидону? Ну ти риди діджаба, тут я без зуби тіні, пачеш баба клаца. Тут нас! Маші з галичиєм. А ста чик тіні? А ста чик тіні, тут я без зуби тіні, чи мушки? Вообще понервник ні. Не ж я ваше мушки, мам. Уйди, пакет, у меня уже легче, уйди, а ты еще не можешь карту ехать. Да. Tristeța și hai să ne gândim de ce și cum așa s-a întâmplat. Sunt sigur că toată vina este a medicului. El a greșit totul. Mie mi-a zis să iau loc pe patul numărul 5. Cum putea el să încurce? Este 2, domnișoară, nu 5. Cum? E 5? E 2. Te uiți cu talpele în sus. Vezi că e 2. Și mie mi-a spus la numărul 1 să mă așez, m-am așezat pe 1 aici. Da, păi 1, este... 2, 3... 3! 3? Eu numărat așa, 1, 2, 3... La mine e 6... 4... Ce importanță are? Medicul e vinovat! Sunt de acord, trebuia să fii atent. Da, problema este în doctor. Și ce fac eu acum cu asta, a? Oh, cât de mult îmi doresc să am problemele tale. Păi da, tu vrei problemele mele, dar eu vreau problemele tale. Unde sunt urechile care le ai tu? La mine trebuiau să fie. Acum, ce mă fac? Dacă mă văd băieții, ce o să creadă? Bună ziua! Cum? Sunteți mulțumiți? Vreau acasă. Azi e sâmbătă. Mama coace plăcinte. Așa-mi te aude. Și eu vreau acasă. Foarte tare vreau acasă.
Și m-am săturat și eu de spitalul ăsta, of! Și eu când o să ne externăm mai repede, deci timpul deloc nu trece. Da. E ca lui Alex eu mers, pe dânsul l-a externat repede. Dar tu știi că eu am o idee, cum să ne externăm? Cum? Vreți să ne externăm și noi mai repede? Da. Da, da, vrem! Vreau, vreau acasă! Mai repede! Fiecă, mă duc la el, mă duc la și... Vreau acasă! Da! Luăm și ne apucăm să facem exerciții. Când medicul intră, vede că noi facem exerciții. Logic, își dă seama că noi suntem sănătoși. Da. Și ne externează! Corect, trebuie să-l convingem că suntem sănătoși. Da! Da! Și să începem amu? Da! Da, ideea ta a fost, Женя. Ha? Da, mai avea mult? Da, mă, așa că vreau și bine, nu e de cu ăsta. Da, voi, ce-am spus că așa e de ușor, sușe. Da, da, tu ești colecție cu... Oh, cum vine de montat. Oh. Hai, accelerăm. Bună ziua. Ce ați pățit? Dar pe doctor, doctor, iată, noi suntem sănătoși și vrem vreți să ne externați acasă. 1, 2, 3, 4. Nu pleacă nimeni acasă până nu termină tratamentul. Doamnule, doctor, dar noi vă rugăm frumos. Da. Suntem perfect sănătoși. Am spus nu. 50. 51, 51. Жень, только тебя секунды с фашем спор, да мы еще... Да, не сум грошет, где же тут эта гимнастика? Да, тари мари гимнастика, кто я факут ку попиту шала. А как ты не факут? Димик флоте, стой около, что ты фаш. Да. Я где же ты уж... N-am făcut. Eu măcar am făcut ceva mișcare, dar tu ești pe loc așa întins. Poate de atâta și nici nu ne-a externat pe noi, că a văzut că tu stai bolnavă. Tu crezi că e ușor să faci copitul? Mă doare capul! În așa caz, hai dar să încercăm să-i vădăm de aici. Da, ce spuneți? Să fie mai greu. Și cum să-i vădăm? Că șede și ala la ușă. Cine ce-l așa de la ușă? Paznicul! Trebuie să inventăm ceva. Dar bă, am eu un plan. I? Iar tu și cu ideile tale. Eu mai mult sport nu fac eu tot. Pas, pas. Dar eu susțin orice idee. Ascult, Eugen. Aveți încredere în mine. Și eu am o idee, am un plan, am uși când facem să vezi cum ne vădăm repede. Mai scurt, ascultați. Așa, luăm și găsim cum să-l speriem pe paznic. Tu-ți dai seama cum dacă-l speriem el leașină. O leașină a ieșit și s-o zis cu totul. Ne vădăm foarte ușor. E bună idee, interesant și distractiv, e? Și cu tine, Cristina? Să ne distrăm să-l spărim, a? Eugen, noi suntem ochi și urechi. E, dacă dispăriet, eu-s primul. Am ușa-mi pun prostirea asta în cap. O, ia ca și ideea! Spune prostirea în cap și-ți crezi că e fantomă! Da, să fiu fantomă! Și-ți chișa, zic că e vreo... Pleașă-ne deodată și nu s-ar speria. Și? În timp și ăla-i vădă. Sergiu, ți-a luat prostirea și te-ai dus. Da, hai! Aha! Seamănă! Eu te-am mai temă! Ei, e noaptea că e de-a noastră. Uuu, a, fetelor? Dar pe ce să-i Sergiu? Oooo! Ei, bine, liniștește! Și cu voi, și nu știți cine-i sau și? Serioja, uitați-vă la dânsul! Da, asta fi, bine, fetelor! Ei? Ce se întâmplă aici? Liniște! Tu scoate prostirea din cap și treci la loc! Ok, ok. Hey! Și cu
voi, fetelor, a stricat toată cireașa de pe tort. Ia ca să nu strigat, voi să primea planul, dar acum nu se primește. Și tu, Serioj, ești scoate mai repede prostirea asta în cap și stai cu dâns atâta. El s-a dus de-a. Mi-e bine și așa. Și acum și facem. Așa dar mi-am speriat de fantoma și eu am crezut că el, în general, a să rămână acolo. Dar eu am crezut că deja ajungem acasă azi. Da, ne-i demniniroasă plășinte. Fetelor, voi și n-aveți ce face? Hai să ne gândim la altceva, și deodată, gata, nu s-o primit, nu s-o primit. Și nu mai sunt idei sau ce? Și cum, Serioja? Și nu-i faceți nimic, eu am o idee. Iar-i. Ia zi. Voi nu mai închipuiți-vă. Un gândac cât de tare pe noi toți ne-a speriat. Păi ce o să facă el cu paznicul? Voi vă dați seama? Gândac asta precise. Dacă nici ideea asta nu mai merge, atunci nu mai știu. Da, da. Dar el măcar e viu? Am spus liniște! O, Valeric, de-aseară te caut! What? Asta a fost ultima noastră șansă! Vreau acasă! Și, Jenia, nu mărți planul tău? Straniu, Sergiu, voi și vreți spuneți că voi singuri vă temeți de dânsul, dar el nu se teme de nimic. Cât am socotit și am făcut și uite, nu mi-a ieșit. Da. Atunci, rămâne să așteptăm să terminăm cu lecuirea și pur să ieșim. Nu vreau. Alte idei nu mai am. Da, fetelor, din păcate, stăm aici până terminăm tratamentul. A venit timpul de injecție, toți pe burtică. Ce-i gălgie asta? Oh, ce greu trece timpul, m-a suturat spitalul ăsta. Oh, și m-a sătărat.